Prime discuții între tine și domnul Iftime când ai fost numit antrenor au fost și ceva legat de modul de joc al echipei sau ți-a spus de la început mă interesează doar rezultatele? Păi, Tomas, tu știi că tu ai fost promotorul tot timpul al unui joc ofensiv, adică ai spus tot timpul în discursul tău s-a regăsit această idee că nu te interesa doar rezultatul, vrei și să propui un fotbal pozitiv. Aici este problema, că domnul Iftime niciodată nu mi-a spus să fac un rezultat. Nu, mai să fac spectacol. Și am spus, voi merge în play-off și voi face și spectacol. Pentru că nu am teamă de nimeni, îmi pregătesc echipa numai să atace, nu mă interesează câte goluri primesc, ci ei trebuie să reacționeze la câte goluri primesc. Nu ei, nu eu, ci ei, pentru că tot ceea ce fac în procesul de antrenament, într-un ciclu normal, într-o săptămână normală, 90% este parte ofensivă. Ce fel de model de antrenor ai? Sau care sunt antrenori care te inspiră, români sau de afară? România a spus-o tot timpul și o repet, este modelul Hagi, care tot timpul mi-a plăcut, iar de afară sunt mai mulți antrenori la care îmi place să mă uit, îmi place, urmăresc toate meciurile, Bielsa, Klopp, Pep, îmi plac foarte mult, chiar și din Italia îmi place foarte mult, De Zerbi, are un stil de joc foarte bun, frumos, ofensiv. Îmi plac mult și mă uit foarte mult la echipele care sunt asemănătoare ca stil cu ceea ce îmi place mie. Care e jucătorul care te-a enervat cel mai mult pe perioada recent? Oh. Cât de repede mă enervez, atât de repede întrece. Sunt mulți. În anumite momente când mă enervează, dar am clienții mei. Sunt, nu, n-am ce să le reproșez. Credeți-mă că sunt niște jucători incredibili. Incredibili. Caractere deosebite. Chiar dacă nu am beneficiat noi de cele mai bune condiții și sunt admirabil pentru tot ceea ce au făcut pentru această echipă, nu am decât cuvinte de laudă pentru ei. Iar tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere sportiv și al rezultatelor este numai meritul lor. Dar tu ca jucător, ți-ai aminte pe ce antrenor ai enervat cel mai mult? Oh, am enervat mulți. Pentru că... Dar, haideți să vă spun ceva. Generația se schimbă. Noi am fost crescuți într-un sistem cu respect față de omul mai în vârstă, de profesor, de antrenor, de... Am fost învățați și cu o palmă, cu... Așa erau vremurile. Ți-ai mai luat și de palmă? Am luat, ca și copil și nu cred că sunt singur. Cred că nu există fotbalist care să fi prins până în anii 90 ceva, să nu fi luat o palmă sau... Așa eram crescuți, nu numai eu, m-am spus, cred că sunt mulți jucători care au mai luat o palmă de la antrenor sau un tras de urechi. În schimb, acum lucrurile s-au schimbat mult. Acum trebuie să știi cum să vorbești cu jucătorul, nu mai poți să te impui, au acces la tot felul de informații. Este foarte greu să te impui cu forța în fața unui jucător tânăr. Trebuie să-l cucerești, trebuie să ai de vorbă cu el, trebuie să-i oferi libertatea de care are nevoie. Pentru că dacă nu-i oferi libertate, devine stresat, nu mai are plăcere să joace fotbal, iar pentru mine două lucruri trebuie să aibă fotbalistul, plăcere și seriozitate. Te-ai vedea lucrând cu un patron ca Gigi Becali? Nu aș vrea să discut, pentru că sunt obișnuit așa cu libertatea pe care mi-a oferit-o domnul Iftimie, cu posibilitatea de a-mi face lotul, de a-mi face echipa, de a-mi selecta jucătorii, de a face schimbările. Dar ce citești eu prin presă, pentru că n-am de unde să știu sigur ce se întâmplă, e greu să cred că vreodată voi avea puterea și experiența să lucrez cu patroni, nu cu domnul Gigi, cu patroni care stau la tribuna oficială și fac sau acasă și fac schimbări sau nu, n-aș putea. Și dacă te trezești la un moment dat, că zice patronul, pe cine să schimbi la pauză? Ce faci? Atunci, atunci nu mai e clar, nu mai e viitor, din punctul meu de vedere. Dar să spun, sunt mulți antrenori care acceptă și mulți care nu acceptă. E clar că atunci, în momentul acela, nu mai ai cale de întors. Da? Probabil sunt antrenori care știu de la bun început regulile jocului, le acceptă și atunci... Ai simpatie pentru acești antrenori? Haideți să vă spun ceva. Fiecare dintre noi facem alegeri, luăm decizii. Dar și aceste alegeri, decizii pe care noi le luăm, le luăm câteodată furtit, câteodată din dorința de a alege așa. Câteodată ești nevoit să faci o alegere de astfel de echipă.
Și sunt multe lucruri care țin de alegeri. Ai vorbit, ai avut discuții cu antrenori puși în astfel de situații? Nu permit. Să înțeleg. V-am spus, sunt antrenori care, de exemplu, stai acasă un an de zile și te cheamă o astfel de echipă. Nu te duci, te duci. Poate ai probleme, poate ai, și atunci nu trebuie să-l judecăm pe om după alegerile care le faci, pentru că nu știi ce probleme întâmpină omul în viața lui, în familia lui, de a fost nevoit sau a fost furtuit să facă asemenea alegeri. Dar sunt antrenori care au un statut și aleg, atunci nu e ok.